Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi dăm startul unui nou proiect de tip Project Pen. Fading in the light that you share, you like the sun. Who am I to think how it be if you were mine? Înainte de asta, pe buze am acest ruj de la Maybelline în nuanța 30 Sick Adventure, care mi se pare așa foarte primăveratic, chiar dacă afară e toiul iernii. Azi dimineața la ora 9 erau -6, -3 grade, dar detalii tehnice. Mie îmi place, ce să mai le dea la vale. Acum, revenim la oile noastre. Stai așa, eu filmez de pe covor pentru că am covor și acum îmi permit să fac acest lucru, însă am vrut să fie un clip așa foarte chill, foarte relaxant, pentru că este un intro pentru un proiect pe care eu îmi doresc să-l fac încă din 2018, mai exact de la A la Z. Ceea ce înseamnă că am foarte multe produse. Ideea acestui proiect este să alegi produse care încep cu litera A, B și așa mai departe, cu fiecare literă A alfabetului. Litere pe care o poți regăsi fie în marca produsului, fie în denumirea produsului și așa mai departe, adică faci corelații de cum ai nevoie. Nu știu dacă am ales cele mai bune produse, nu știu exact unde mă va duce acest proiect. Ideea este că voi face update-uri odată la 3 luni pentru a fi totul mult mai interesant. La fel, pentru fiecare produs în parte vă voi insera fotografii, bine, unde se poate vedea un anumit progres și așa mai departe. Vă voi insera fotografii, pentru celelalte o să vă spun doar cântarul, cât ne arată și cât ne spune. Am două produse pe care nu am putut să le cântăresc pentru că au mai mult de 200 de grame și cântarul meu este până la 200 de grame, dar nu am vrut să refolosesc, știți voi, cântarul acela care fură curent. Pentru că din nou îmi va da cu radical, cu virgule, cu acolade și așa mai departe și după nu mai știu exact. Așa că vom urmări progresul de la tură la tură și aia e. Bun, mi-am ales, v-am spus, produsele. M-am gândit puțin ce produse să-mi aleg. Ideea de bază este că este un proiect pe un an de zile. În principiu, îmi doresc să termin toate produsele pe care le-am introdus în acest proiect. Cu mare majoritate este un lucru fezabil, însă am 1, 2, 3, 4 produse la care sunt ușor în dubii. Dar dacă nu voi reuși să le termin, măcar să folosesc cât de mult posibil din ele. Este un proiect axat mai mult pe produse de îngrijire. Am 1, 2, 3, 4, 5 produse, 6 produse de machiaj. Așa, 6 produse de machiaj, restul sunt bazate pe îngrijire, facială, corporală, demachiere și așa mai departe. Dar da, să nu mă mai lungesc, hai să trecem la treabă. Și vom începe cu litera A, iar pentru litera A am ales, da. Normal. Am ales această mască de la Apicea, este o mască detox purifiantă ce conține și AHA și argilă și propolis. Masca are 61,93 de grame. Știți deja că am renunțat la a mai cumpăra măști de tip șervețel și mă acces mai mult pe măști de acest gen. Însă, pentru că nu sunt la fel de comod, să spunem așa, de folosit ca și măștile de tip șervețel pe care pur și simplu le-ai aplicat, le-ai scos, ai masat restul de produs în piele și ți-ai continuat rutina și te-ai băgat în pat sau te-ai machiat, depinde în ce moment al zilei ți le faci, acestea trebuie să și te speli după și așa mai departe, nu prea întind mâna după ele, ceea ce este foarte rău, ceea ce se și vede pe, la nivelul aspectului tenului meu, așa că avem prima mască. Mai departe, pentru litera B. Pentru litera B am ales de la Buclem. Este un ulei, un ulei capilar. Are 5 uleiuri, așa.
Și este poate fi folosit de fapt și pe post de protecție UV și protecție pentru căldură, dacă folosiți în general dispozitive din acestea ca fion, placă, undulator și toate cele, ceea ce eu nu prea folosesc, dar da, e bun că protejează și pentru treaba asta. Produsul are 61,24 de grame, este nou-nouț, eu aștept să-l termin pe cel de la Moroccan Oil și după îl voi începe și pe el, cu siguranță într-un an de zile îl voi termina. Teoretic este destinat părului creț, eu nu am un păr creț, dar îl vom face să meargă și pentru noi. Pentru ce avem de la Clinique Dramatically Different Jelly și este o miniatură, i-aș putea spune. Are 41,59 de grame, bineînțeles cu tot cu ambalaj. Și vreau să l-am pus în acest proiect pentru că în felul acesta o să mă asigur că îmi folosesc produsele de îngrijire pe care le am, în special cremele și așa mai departe, mai ales că eu vreau să merg într-o altă direcție cu produsele de îngrijire pe care le folosesc, însă dacă mi-ați văzut inventarul știți că stau destul de bine la capitolul stoc produse de îngrijire și știind că îl am într-un proiect de acest gen, cu siguranță asta mă va motiva să folosesc acest produs. Din nou, nu cred că îmi va pune absolut nicio problemă în a o folosi. Nu încep în momentul de față pentru că am destule creme începute la baie, dar în momentul în care termin măcar una din ceea ce am început, voi trece și la această cremă. Bun, și trecem la litera D și avem aici un produs îndrăzneț, pentru că trebuie să-mi pun și câteva provocări în acest proiect, nu? Și pentru litera D am ales de la Wet n Wild Mega Glow acest duo în nuanța dulce de lece, de aici și D-ul. După cum se poate observa, partea de pudră este aproape gata, însă partea de conturare eu nu am prea folosit-o, decât foarte puțin. Așa că mi-am propus ca în acest an să termin toată treaba asta. Cred că este un lucru fezabil, deoarece știu că este foarte slab presată și este un produs destul de prăfos. Așa că dacă mă machiez suficient și mă țin de el și sunt cu mincioară, am șanse mari să-l termin. Știu că mai am un asemenea produs în proiectul ruletă, însă pe acela mi-am propus să-l folosesc de 21 de ori și după îl voi scoate din proiect și voi trece la alte produse, așa că o să folosesc concomitent, plus că din ce am observat acela nu mai lucrează la fel ca înainte, așa că sunt șanse mari să pot să le folosesc pe amândouă în același timp. Dar da, dacă nu voi reuși să-l termin, măcar să folosesc cât de mult se poate din el, pentru că mi-ocupă destul de mult spațiu în sertarul în care eu îmi țin produsele. În general, produsele acestea mai mari, mai groase, mai așa, mi-ocupă destul de mult spațiu. Așa că vreau să rezolv și treaba asta. Litera E. Aici am ales de la Evelyn Cosmetics acest Gold Lift Expert. Este o cremă de ochi cu 24 de carate. Eu am primit-o de la Nicoleta și cred că o să-i pot face și un semn pe unde suntem, pentru că, din câte văd, este pe undeva pe aici. Am folosit-o foarte puțin pentru că ai nevoie de o cantitate mică de produs. Este o cremă destul de hidratantă. Nu pot spune că am observat diferențe mari în momentul în care am folosit-o, că mi-am simțit de una de subiect super hidratată și a doua zi m-am trezit cu o piele de bebeluș, însă își face treaba, adică hidratează. Comparativ cu alte produse pe care le-am încercat, acesta chiar își face treaba. Dar da, am pus să o folosesc. Mai departe, avem litera F și pentru litera F am ales un produs de la Mario Bădescu, Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water și este un spray din acesta facial, un mist, cum vreți voi să spuneți. Eu în general, dați așa, nu v-am spus. Mega Glow de la Wet n Wild are 58,80 de grame și crema de ochi de la Evelyn are 18,17 grame.
Mario Bădescu. Are 83,74 de grame, este un produs nou-nouț, așa că nu am ce să trag liniuțe și să vă arăt pe unde, de unde am început și așa mai departe. Eu nu sunt fanul spray-urilor faciale, adică pentru mine nu pot spune că sunt cea mai fericită alegere, însă le folosesc pe post de toner. Și așa le folosesc. Eu l-am primit într-un calendar advent. Da, într-un calendar advent. Ok. La litera G am ales un produs despre care v-am zis la un moment dat, în momentul în care l-am primit, de fapt, că o să fac eu un clip în care să-l folosesc zi de zi și să vedem ce se întâmplă. Bineînțeles că, nefiind obișnuită să folosesc acest gen de produse, nu am făcut treaba asta până în ziua de astăzi și fiind un produs destul de costisitor, îmi doresc să-l folosesc până să expire și este de la Garancia, L'Arme de Phoenix, și este un ser pentru gene, ar trebui să ajute la creșterea genelor. Dacă nu mă înșel, treaba asta, care are 2,5 ml, costă în jur de 30-40 de euro, ceea ce mi se pare o căruță de bani. Dar da, mi-am propus să o pun în acest proiect, să o folosesc pentru a mă asigura că nu arunc banii de pomană. Produsul cu tot cu ambalaj are 6,06 grame. Mai departe, avem litera H. Pentru litera H am ales de la Medicate acest Hydra 8 B3, B5, de fapt, B5, care este un serum pentru rehidratare pe bază de acid hialuronic, este împotriva ridurilor și așa mai departe. Ne spune aici să folosim 6 picături pe față, gât și decolteu și să lăsăm să se absorbă înainte de a ne aplica crema. Bineînțeles că este o miniatură, produsul are 45,04 grame cu tot cu ambalaj, este sigilat. Din nou aștept să mai termin ceva din ce am în baie și îl bag și pe acesta. Cu siguranță nu va pune absolut nici o problemă în a-l folosi. I. Pentru I am ales de la Yoma Paris o emulsie exfoliantă care se prezintă cam așa, din nou este o miniatură, are 20,14 grame, eu am găsit un calendarul advent de la Marionno și îmi doresc să încerc. Știu că eu cel puțin, în momentul în care sunt capsată pe anumite ingrediente și pe anumite produse, îmi este greu să le folosesc și pe celelalte. Și atunci, v-am spus, proiect, mă motivează, folosim și aia e. Din nou, este un produs pe care îl voi termina din câteva utilizări cu siguranță, ceea ce mă va motiva să continui mai departe cu acest proiect. J. Pentru J am ales de la Jumzac acest Pure Gel netoiant. Acesta este produsul pe care nu am putut să îl cântăresc, deoarece în mod normal el are 400 de mililitri și vedeți că eu nu am folosit foarte mult din el pentru că l-am dat deoparte, deoarece am tot început să folosesc alte produse, să testez alte produse și l-am dat deoparte. Problema este că acesta are 6 luni de la deschidere și mi-aș dori să-l folosesc până să expire și până să-mi facă alte bucurii pe față. El își păstrează mirosul. În mod normal am dat puțin deoparte pentru că l-am folosit cu precădere vara, deoarece usucă puțin tenul. Dar îl bag în proiect și o să îl folosim. Mai departe, ca de la, pentru că am ales de la Cores acest Ginger Lime Body Milk. Aia este un lapte corporal cu lămâie, din nou este o miniatură, are 47,93 de grame. Știți deja problema mea cu cremele de corp și sper ca acest proiect să mă ajute să le folosesc. L. Pentru L am ales de la La Roche-Posay apa micelară aceasta pentru piele reactivă.
Din nou, nu am putut să o cântăresc pentru că are 400 de mililitri și vedeți cât am consumat din ea. Din nou, am băgat-o în acest proiect pentru că vreau să o folosesc până să expire, deoarece eu, dacă sunteți cu mine de ceva timp, știți că foloseam apă micelară pentru a mă demachia de fiecare dată. Însă, de anul trecut, am trecut cu precădere pe spre, de fapt, uleiuri demachiante și unturi demachiante, balsamuri demachiante și am cam lăsat apa micelară la o parte. Ceea ce înseamnă că risc ca acest produs să expire și să îl arunc. Este un produs bun, așa că mi-am propus să-l folosesc, bineînțeles împreună cu acele dischete demachiante reutilizabile pe care le am, pentru că nici nu mai am dischete din acelea clasice, dar asta e partea a doua poveștii. Mi-am propus să o folosesc și să o termin în acest an. Sper să mă țin de ea și din nou să o folosesc până să expire. Mai departe, pentru M, din nou, vă spuneam, știți, eu, problema, creme de corp, alea, mi-am mai ales un produs de corp și este de la Monospa și este Rose and Lemon Enriched Body Cream. Este o cremă ce conține vitamina A, E și B5, este destinată tuturor tipurilor de piele. Produsul are 116,55 de grame. Din nou, îmi doresc să o folosesc, să mai folosesc din cremele de corp pe care le am, pentru că am mai mult decât suficient de, în special pentru o persoană care nu prea le folosește. Pentru N, de la Now Buy am această cremă detox, Unpolluted, și este o... am nenorocit. Oricum o să vă fac poza ca să vedeți produsul. Este o cremă lejeră, ce conține aloe vera, ceai verde, ginkgo biloba, zmeură, ulei de jojoba, ulei de migdale dulci și ulei de semințe de struguri. Este un produs, din nou, neînceput, dar cu siguranță o voi folosi. Mi-am ales în general mai multe produse pe care știu sigur că o să le folosesc și că la sfârșitul proiectului, adică dacă rămân câteva produse pe care nu le-am terminat, nu voi fi la fel de dezamăgită. Și pentru litera O, de tot de la Now Buy, am acest Origin Gentle Facial Toner. Este un toner anti-aging cu zmeură, marshmallow și marigold extract. Nu știu ce-i marigoldul ăsta. I-am primit produsele de la Now Buy, cred că în Look Fantastic sau în... în glossy box, nu mai țin minte exact, oricum ar fi, vreau să le folosesc. Pe acesta l-am folosit deja de câteva ori înainte să-l cântăresc și să-l bag în proiect și este un toner ok. Pentru litera P am ales un produs de la Polar și din nou o apă micelară, însă de această dată în miniatură. Are 66,08 grame și pe aceasta nu o voi începe până nu o voi termina pe cea de la La Roche-Posay, pentru că dacă nu m-aș concentra pe ea, aș termina-o rapid și din nou rămân cu problema că nu am terminat apa micelară de la La Roche-Posay. Pentru Q am ales de la Kirines Le Roap Vitamine și este o mască din aceasta energizantă, care ar trebui să dea și ceva luminozitate tenului. Din nou, avem o variantă micuță, 26,77 de grame are produsul, cu siguranță am aici de vreo 2-3 folosiri, ceea ce înseamnă că voi termina rapid produsul. Asta dacă reintru în bunele obiceiuri de a folosi măștile faciale. Pentru R, de fapt, de la Ren avem din nou o mască și este Invisible Pore Detox Mask. Știți că eu am cumpărat anul trecut, este o mască care îmi place. Îmi place și ambalajul și sistemul lor, pentru că este practic într-o punguță și pe măsură ce folosești se strânge acolo produsul pentru a rămâne proaspăt. Cam așa se prezintă, are 77,47 de grame, din nou, vreau să o folosesc până să expire,
pentru că nu a fost o mască ieftină, este o mască bună și ar fi păcat să trebuiască să o arunc. Pentru S, de la Sairi, am ales acest soin quotidien. Este de fapt o cremă din aceasta pentru păr, ce poate fi folosită zilnic. Da, pur și simplu este antifriz, adică împotriva părului electrizat. Pur și simplu ești pui o cantitate mică de cremă în palme și îți aranjezi părul. Produsul are 28,25 de grame. Cred că este pe undeva pe la jumătate, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact, dar oricum este un produs pe care l-am folosit deja de câteva ori bune. Însă vreau să îl termin. Pentru te, am ales din nou un produs de machiaj, pentru că mă simt curajoasă. Și am ales de la Teint de Soleil acest bronzer în nuanța Sun Powder 22. După cum se vede, eu sunt la tăviță cu acest produs. Este un produs nu tocmai pigmentat, ceea ce îmi va da posibilitatea să folosesc o cantitate ușor mai mare, fără să mă transform într-un clown și în acest fel să termin produsul. Îmi doresc să-l termin, fiind un produs din acesta de tip rezervă, vreau să-l termin și să îmi iau de o grijă. Și are 10,07 grame. Așa. Mai departe, pentru U, din nou avem un produs de machiaj, însă care nu-mi va pune nicio problemă, cred. Este de la Urban Decay All Nighter. Știți deja, este produsul meu de fixare a machiajului preferat. Este destul de plinuț, are 132,02 grame, cu tot cu ambalaj, bineînțeles, în condițiile în care așa aici avem 118 ml, deci vă dați seama, este destul de plinuț. Și l-am început anul trecut, din nou vreau să-l folosesc până să expire, pentru că este un produs care mie îmi place foarte mult, l-am cumpărat la ceva reduceri sau la preț întreg, nu mai știu exact, oricum îl voi recumpăra în continuare, dar cum nu m-am machiat anul trecut suficient, nu l-am folosit, așa că sper ca acum să fac acest lucru. Mai departe, din nou, un produs de machiaj pentru litera V de la Lord & Berry. Avem aici un creion de buze, nuanța 341 Vintage Rose, care are 2,44 de grame. Eu inițial, când am văzut acest creion, am crezut că este o miniatură ceva. În niciun caz nu m-am gândit că este un produs în full size. După am aflat că, de fapt, așa vin produsele de la Lord & Berry. Pentru acest produs mi-am notat și pe foaie, mi-am trasat liniuțe. Bineînțeles că voi cred că ați văzut deja fotografia. Ca asta este nuanța. Este o nuanță portabilă, așa că, nu știu, sunt încrezătoare că îl voi folosi. Mai departe, W. Pentru W, din nou, un produs care îmi va da ceva bătăi de cap. Este tot de la Wet n Wild din gama Mega Glow, însă de această dată este un iluminator, Blossom Glow se numește. Este un iluminator foarte, foarte frumos. Hai să vă fac și un swatch. Eu îmi doresc să îl termin. Vedeți? Este subtil, așa foarte. Chiar aș putea să-l folosesc și astăzi, dar bineînțeles că nu am făcut-o. Așa. Da, este un iluminator foarte frumos, este un iluminator subtil, un iluminator ce poate fi purtat cu ușurință de zi cu zi, însă pe care eu nu l-am prea folosit și nu știu sigur dacă îl voi termina, dar sper măcar să ajung la tăviță cu el, adică să văd ceva progres. Din păcate, am observat că odată cu trecerea timpului nu mai întind mâna după iluminatoare din acestea așa Rosalie, ci merg mai mult pe cele în nuanța șampaniei, pentru că și machiajele mele sunt destul de naturale, în special machiajul meu de zi cu zi este un machiaj natural. Merg pe nuanțe de nude, automat iluminatorul este un nude. Pentru X am ales de la Nude Sticks
Da, așa, m-am luat de X-ul de la sfârșit. Acest creion pentru ochi, în nuanța Burnish, este un creion pe care eu l-am găsit într-un calendar advent. Are o nuanță superbă și cred eu că acest creion va fi perfect pentru zilele în care nu ai chef să te machiezi prea mult, ci pur și simplu ai luat, ai aplicat creionul, l-ai întins și aia e, a ieșit din casă. Mai ales că după cum s-a simțit în momentul în care l-am testat eu, pentru că tot pe mână l-am testat data trecută, produsul odată ce s-a uscat nu s-a mai mișcat de acolo și l-am demachiat foarte, foarte greu. Așa că mă gândesc că este un produs destul de rezistent. Produsul are 8,13 grame și din nou l-am trasat pe foaie. Mai avem două produse și ați scăpat de mine. Pentru Y am ales de la Yves Rocher această cremă de mâini cu zmeură și mentă. Am zis să-i dau o șansă. Eu nu am folosit niciodată creme de mâini de la Yves Rocher. Aceasta este prima oară. Deja am încercat-o de câteva ori, însă o să vă vorbesc într-un alt clip despre ea. Ideea este că, exceptând crema pe care am primit-o de la Nicoleta, încă nu am găsit o cremă de mâini care să-mi placă la fel de mult ca cea de la Clarins sau ca cea de la Filorga. Trebuie să le mai încerc și pe cele de la Rituals. Așa, de la Rituals, pentru că una din voi mi-a recomandat să încerc și că ar fi foarte mișto și vreau. Dar pentru asta trebuie să mai consum din ceea ce am deja. Pentru J am ales singurul meu produs de la Jaya. Este acest exfoliant pe bază de zahăr de la Jaya, da? Așa, care conține ulei de karité, ulei de nuci braziliane și ulei de nuci macadamia. Eu l-am folosit odată, după cum se poate observa, deci este un produs testat. Miroase într-un mare fel. Însă, l-am introdus în acest proiect. Are 192,55 de grame. L-am introdus în acest proiect deoarece eu sunt genul de om care iubește exfoliantele foarte abrazive, acele așa de simți că ți-ai dat un strat de piele odată cu acel exfoliant, dar care să nu lase film gras. Eu am mai folosit ceva asemănător de la Rituals și aceeași problemă am avut-o, pentru că îmi lasă film gras chiar dacă vin cu un gel de duș după și mă spăl. Asta nu înseamnă că este un lucru neapărat rău, pur și simplu nu este genul meu de produs, pentru că știu dintre voi, știu persoane care tocmai asta iubesc la un produs de acest gen, la un produs exfoliant, pentru că vă lasă acel film și vă simțiți pielea hidratată, hrănită și că nu mai aveți nevoie după de alte produse de îngrijire, de creme, de corp și așa mai departe. În cazul meu, care oricum în general nu am nevoie de cremă de corp, pentru că dacă zona aceasta este super problematică, a se observa gigel aici de față, atunci zona corp, și zona mâinilor, din nou, restul corpului nu dă bătăi de cap. S-a gândit așa să zică, bă, hai de bate-mi joc de asta, dar pe față. Da, corpul îl lăsăm în pace, să fie pielea normală, să n-aibă probleme, să n-aibă nu știu ce, dar hai să-i dăm la față, hai să-i dăm și niște benghiuri, hai să-i dăm și un ten uleios, bagă și niște riduri, dă-i, așa, ei, și așa, da, tenul meu, pielea mea nu are nevoie, dar nici nu vreau să expire, pentru că miroase într-un mare fel. Deci, dacă ați încercat exfoliantele de la Organic Shop, alea sunt preferatele mele, sunt din alea de simți că ți-ai luat un strat de piele odată cu ele, dar ideea de miros într-un mare fel, și cel cu cafea și cel cu zmeură, e bine, și acesta are un miros atât de delicios și de mâncabil. Nu știu, îmi doresc să încerc și gelurile de duș de la Jaya, pentru că tot așa am înțeles că sunt foarte, foarte faine. Însă, momentan, nu pot justifica achiziția unuia. Dar, da!
Acestea sunt cele 26 de produse alese de mine pentru acest proiect. Deci am, în momentul de față, am 3 proiecte în desfășurare și toate 3 au un număr destul de mare de produse. Însă proiectul ruletă îmi permite să rotesc produsele și să nu mă plictisesc. Proiectul cu cele 4 anotimpuri are și un parfumel, două, are și ceva produse de machiaj și așa mai departe. Iar în acest proiect am cu precădere produse de îngrijire și pe lângă asta, bonus, multe dintre ele sunt în variante mici, ceea ce sper eu că mă va ajuta în a le folosi, îmi va da acel boost de încredere de care am nevoie și mă vor motiva în a continua acest proiect. Sunt 3 proiecte destul de îndrăznețe, dar care sper să facă o treabă bună, adică să fac eu o treabă bună cu ele și să, în principiu, să mai reduc stocul la produsele de îngrijire, pentru că vreau să mă axez pe cu totul alte produse, vreau să fac niște schimbări în rutina mea de îngrijire, mai ales că mă apropii de 30. Anul acesta voi face 30 de ani și da, dacă nu fac acum niște schimbări, s-ar putea când ajung la 40 să nu mai pot face nimic. Chiar dacă și acum este o idee cam târziu din punctul meu de vedere, dar da, aia e. Bun, acestea fiind spuse, eu nu garantez că, știți voi, varianta aia mea cu liniuțele va fi foarte, foarte, foarte precisă. S-ar putea să uit uneori să trag câte o liniuță, două, pentru că sunt destul de multe produse cărora să trebuiască să le țin tracking-ul, să le țin urma. Dar cu siguranță veți vedea diferențe din fotografii și pe cântar, acolo se va observa totul mult mai bine. Așa că da, acest proiect va ține până în februarie 2022. Puh, mi se pare așa foarte, nu știu, este foarte ciudat. Am trecut din 2020, suntem în 2021, deja vorbesc de februarie 2022. Timpul oricum trece foarte, foarte repede. Mi se pare așa ușor ciudat. Dar, da. Nu știu, spuneți-mi voi ce părere aveți despre acest proiect. Bineînțeles că aștept să discutăm și în grupul Project Pen Ro, unde vă invit să postați și să fiți active. Chiar vă încurajez, nu știu, eu vreau să termin produsul ăsta. Pam, are atâtea grame sau nu știu, așa arată, dar din fotografie, pentru că nu toată lumea are cântar de bijuterii sau cântar de bucătărie, pentru că nu toată lumea are nevoie. Pur și simplu, făcut o fotografie, atâta am din el, vreau să-l folosesc pentru că, nu știu, pur și simplu vreau să-l folosesc, vreau să mă motivez să mai termin niște produse și așa mai departe, sau îmi place și nu vreau să expire. Nu știu, fiecare își alege produsele în funcție de nevoile personale. După o lună vii, ori am folosit produsul de atâtea ori, ori ăsta este progresul meu, da? Așa arăta în intro, așa arată în primul update și așa mai departe, adică nu știu. Vă invit să vă înscrieți acolo și desigur să fiți active. În momentul de față grupul este destul de micuț pentru că are 2 săptămâni de când a fost creat, însă sper ca odată cu trecerea timpului să creăm o comunitate frumoasă, o comunitate în care să ne încurajăm, o comunitate în care să vorbim despre produsele noastre, despre progresul nostru, despre cât de cuminți am fost, cum ne-am abținut de la cumpărături și așa mai departe și toate cele. Bun, v-am pupat, abia aștept să ne citim în comentarii și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!